Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Discuțiile noastre includ doar opinii despre piețe, nu recomandări de tranzacționare, utilizarea efectului de levier implică riscuri considerabile, e foarte important să le luăm în calcul. Haideți să vedem cum arată piețele cu, cu o privire pe EURUSD pentru început. Un euro care a fost palpabil mai bine reliefată în raport cu dolarul american, dar care, iată, este acum în retragere. Evenimentul major al sesiunii de ieri, din punct de vedere al piețelor valutare, care a dus până la urmă la uh, deprecierea masivă a dolarului, pentru că nu e vorba neapărat de aprecierea a euro și de o reacție pe dolar, este uh, exprimarea președintelui american referitor la dolar, dolarul este considerat uh, prea puternic. Uh, alte voci din partea administrației au încercat să tempereze în ultimele zile această idee, potrivit căreia s-ar uh, uh, -ar dori în Statele Unite un, un dolar mai slab. Însă... Uh, un mesaj din partea președintelui este unul neuzual, care iese din linia uzuală, din linia obișnuită de a, uh, de a sugera uh, uh, de a sugera că un dolar puternic este în interesul Statelor Unite și uh, uh, astfel, uh, chiar dacă uh, se aliniază cu anumite indicii anterioare, generează totuși emoții în piață. S-a văzut uh, pe reacție pe uh, EURUSD, s-a văzut reacție și în privința GBPUSD și în general uh, în piețele valutare dolarul a avut de suferit cu uh, uh, forme diferite de corecție ulterioară pentru că pe, pe EURUSD este o corecție destul de accentuată, pe ieni e una mai neclară. Pe lira sterlină avem o anumită împotmolire, aș spune, în zona de sus sau unui range, dar în principiu dolarul a fost afectat în sesiunea de ieri. Cred că este de, de urmărit în continuare o secvență de tipul impuls corecție, cu alte cuvinte suntem pe o fază corectivă, aș spune eu, a EUROSD, și în momentul în care această corecție se va încheia, probabil că euro se va încerca să testeze din nou 1.0680 sau poate chiar niveluri plasate mai sus. Calendarul de astăzi e destul de dens în privința cifrelor din Europa. Din statele Unite avem de asemenea cele de ajutor de șomaj, nivel inflația la nivelul producătorilor și un indicator de sentiment al consumatorilor, deci cifre considerabile. Ieri din Statele Unite nu am avut un set important de date, prețurile produselor de import au scăzut, așa cum era de așteptat cu 0,2% și am avut stocurile referitoare la, la, petrol, date de referitoare la deficitul bugetului federal. Dar în Europa se poate reține faptul că în privința inflației în Germania, valorile finale au confirmat așteptările, în timp ce în Franța avem cifre de asemenea în linia estimurilor inițiale, însă uitați-vă la evoluția anualizată. 1,4% față de 1,5% în Germania, doar puțin mai jos anualizat, în timp ce economia este într-o fază diferită, ceea ce înseamnă că economia mai slabă în Franța ar avea de fapt nevoie de o politică monetară mai relaxată decât cea din Germania. Lucrurile acestea nu sunt noi și nici păcar spectaculoase, dar ele joacă un rol important având în vedere alegerile din Franța. Am mai citit despre planurile unora dintre candidați. În marja de eroare sunt trei candidați care teoretic au păreri foarte diferite despre viitorul Franței în Uniunea Europeană, despre politicile, de urmă despre politicile sociale. Macron, Fillon și Mélenchon sunt uh, cei trei. Uh, conform tendințelor recente în sondaje, nu este imposibil ca oricare dintre ei să ajungă în turul al doilea. În cel puțin câteva din acest, din, în cel puțin unul dintre scenarii, probabil Le Pen plus Mélenchon, piețele ar fi foarte sensibile. Uh, nu e clar în ce fel ar reacționa, dar în momentul în care ne uităm pe anvelopa tranzacțiilor cu opțiuni, fie ele pe indice americani, fie pe indice europeni, fie pe, pe valute, constatăm că există realmente nervozitate în legătură cu alegerile din Franța. Această nervozitate nu se reflectă direct în piețele valutare, dar prin intermediul acelor instrumente care oferă protecție pentru viitor, Uh, precum sunt opțiunile, dacă le cumperi bineînțeles dacă le vinzi, te expun o riscuri nelimitate, dar uh, prin temen acestora putem să înțelegem faptul că piețele sunt într-o poziție de uh, să le să spunem uh, caut cuvântul potrivit uh, care să nu fie prea Prea puternic, dar nici, nici prea slab, sunt într-o poziție de emoție nedefinită, pentru că își dau seama că există un risc, nu îl pot cuantifica foarte bine. Și de aceea există variații puternice ale prețului unor instrumente de, de protecție. Ceea ce trebuie să reținem este că în urma rezultatelor, chiar și din primul tur de scrutin, pot să apară mișcări în piață. Nu doar în turul al doilea care va fi, bineînțeles, decisiv, dar depinde care sunt candidații preselectați pentru turul al doilea. Și în funcție de acești, de acești candidați se poate întâmpla ca piețele să reacționeze inițial pro-euro și pro-piețe de capital sau în sens invers. Cred că Le Pen plus Macron ar fi o veste bună pentru euro și pentru piață. Le Pen plus uh, uh, Fillon uh, ar fi uh, mai, uh, mai dificil de relefat, probabil tot inițial pozitiv uh, pentru pentru piețe, dar posibil vulnerabil ulterior, în timp ce Le Pen plus Mélenchon ar fi, cred, o dezamăgire în abele clase de active. Dar asupra acestor aspecte vom mai, vom mai reveni. Ne reauzim la webinar marți pe 18. Și vom putea comenta atunci. Dacă mai apar informații importante, chiar și în aceste zile, pe TradeBit va fi, vreun, va fi un fie și un scurt comentariu. Bun, haideți să ne uităm la euro. EuroSD și să atacăm și alte teme pentru că s-a mai întâmplat lucruri noaptea trecută. Uh, văd niște comentarii deloc uh, savuroase sau să le spunem deloc uh, Uh, salutare la adresa lui Trump. Uh, altele sunt uh, de tipul când o să învețe pe țări că nu pot să se bazeze pe Trump. Uh, apoi, uh, altă observație, dacă trece euro de 10677 și apoi 10698 până în 10752, nu mai are nicio piedică. Uh, să ne așteptăm la așa ceva ar fi chiar un 38 Fibonacci pe un H4 de la 105 109. Uh, în momentul de față putem constata că dolarul este slab. Haideți să vedem un 10-year US. Ar trebui să se vadă, avem o singură, un singur grafic deschis, un singur ecran. Deci, ceea ce ar trebui să se observe aici este scăderea randamentelor titlurilor de stat pe 10 ani sub 2.30. Asta înseamnă două lucruri. Uh, înseamnă nevoie de siguranță și înseamnă că avem uh, un uh, potențial segment de scădere a dobânzilor care ar putea continua în defavoarea dolarului american. Pentru că a spart nivelul de 2.30. Ieri, la Gr uh, Sergei Lavrov și Rex Tillerson, Uh, oficial de top ai diplomației ruse, respectiv americane, au uh, susținut o conferință de presă. Nu știu dacă ați urmărit-o, dacă nu ați urmărit-o, cred că înregistrarea merită parcursă. A fost, uh, dincolo de uh, formulele diplomatice uzuale, a fost și... Exprimări destul de directe. Rusia a trecut în revistă niște momente în care NATO a intervenit, inclusiv criticând, abia abia, abia voalat intervențiile în Iugos, fosta Iugoslavie, intervenția în Libia, intervenția în Sudan, sugerând că eliminarea unor dictatori nu a însemnat, de fapt, un, un progres, ci din potrivă. Oficialul american iarăși a avut și cuvinte care să sugereze potențialul unui progres, dar și aducând în discuție tema intervenției Rusiei în alegerile prezidențiale, situația din Ucraina, au fost discuții. mențiuni foarte, foarte directe, nu s-au evitat niște, niște teme, dar de asemenea nu a apărut să existe foarte clar o punte, ci o deschidere pentru dialog în viitor, dar eu nu am văzut neapărat o punte pentru prezent. Avem, deci, o continuare a tranzacționării în logica a versiunii la risc. Asta s-a văzut și în piețele de capital, care se apropie de o zonă sensibilă în cazul US30. Din punctul meu de vedere, Dobândzi în scădere într-un asemenea mediu, operează în defavoarea dolarului, dar euro, la rândul său, nu este un candidat foarte puternic. Și în această prezentare, în această parcurgere a unor teme importante prin pădurea stufoasă a aspectelor curente, am descris puțin și situația geopolitică, dar vreau să uh, dau cumva o imagine despre o preferință modestă spre moderată a pețelor pentru euro, în condițiile în care dolarul este desavantajat de dobânzi mai scăzute, dar euro nu este de unul singur o alegere strălucitoare și uh, foarte simplă. Altfel am fi fost spre 1.0750 deja. Pentru a răspunde astfel și la întrebarea cât de ușor putem ajunge la 1.0750, cred că este posibil, dar cred că mai avem bariere 1.0679, 1.07, 1.0709 și chiar și 1.0735. În logica actuală, însă, în câteva sesiuni, dacă nu se întâmplă nimic surprinzător, cred că este posibil ca EUROSD să, să meargă mai sus. Pe măsură ce ne apropiem de alegeri, chiar și de turul întâi, însă și pe măsură ce mergem spre 1.08, Probabil că forțele se vor rebalansa și vom vedea un dolar care să recâștige ce puțin raport cu euro. Ok. Văd o întrebare referitoare la Petros, ajungem puțin mai încolo. În concluzie, pentru EUROSD avem multiple date importante astăzi din Statele Unite. Avem... Riscul ca sondaje să modifice percepția vis-a-vis -vis de Franța, sondaje care propusează pe Le Pen sau, sau îl propusează pe Mélenchon, nu cred că sunt bine văzute de către piață și ar putea să împingă euro în sens negativ. La 3,5 și 5 date din Statele Unite, din punctul meu de vedere, cifrele ar trebui să fie decente pentru dolar, unele dintre ele chiar bune, mă refer la producer price index și poate chiar și la core PPI, în versiunea anualizată dar nu știu dacă vor fi de ajuns pentru a reversa trendul actual. Mai avem sentimentul consumatorilor urmărit cu atenție, probabil că vom fi ușor sub nivelul actual, spre 96 sau mai jos în, în, așteptarea mea. Deci, volatilitate pe termen foarte scurt după aceste raportări, dar tendința ar putea să fie de a merge spre 1 .06 80 apoi spre 1.07. Suportul, în cazul în care se redesează dobânzile sau avem ceva neplăcut referitor la legea din Franța, Suporta 10628, 10612 și 10590. Pe lira stelină ne-am apropiat de 126, trendul continuă. Calendarul financiar ne arată ieri date nu există aici captat câștigul mediu Uh, se face o, o altă formulă, nu un câștig mediu orar, dar e, e un indicator al, al veniturilor care a reorientat în sens pozitiv datele de ieri. Altfel, uh, șomaj 4,7 uh, apare la noi, în alte zone, mi se pare că am văzut... Nu, nu, e 4,7, ok. Uh, și mai multe solicitări de ajutor de șomaj. Datele în Marea Britanie, mă uitam, am parcurs cifrele din săptămânile trecute. Uh, sunt mixte, unele dintre ele foarte bune pe partea de servicii de exemplu, altele uh, slabe în piața imobiliară, uh, mai existau foarte multe date slabe în industrie. Deci economia britanică ar putea să intre uh, dacă și celelalte insule de forță slăbesc, ar putea să intre într o fază foarte neplăcută în care ai inflație dar, dar trenul economiei încetinește. Și atunci nu poți să majorezi dobânda sau dacă o faci, pui frână și mai abruptă. Este o situație destul de neplăcută, cea către care pare să se îndrepte Marea Și atunci veți putea întreba de ce lira merge mai bine. Pentru că avem lira versus dolar. Dolarul este slab. Pentru că mulți dintre cei care vreau să se poziționeze deja pe lira au făcut-o și poate unul dintre ei se gândesc că dacă președintele Trump își dorește un dolar mai slab, atunci e momentul să-ți marchezi din, din profituri. Profituri referindu-ne, bineînțeles, la mișcări pe săptămâni sau luni de zile, nu vorbim de ultimele sesiuni. Și temporar, astfel, lira nu arată loc rău, chiar având în vedere un dolar potențial mai puternic, eu aș spune că 1.26 are șanse de a fi testat astăzi. Dacă spargem chiar un 26-33, dar nu văd suport fundamental pentru o mișcare susținută, decât dacă dobânzile continuă să scadă, Dacă vedem tenier, deci acest randament spre 2.10, atunci probabil că încă 50% de pipi mai putem câștiga și pe GBP USD și pe EuroSD. Suportul ar fi de la 25.15, 24.79 24 79 și 24-33. Uh, în legătură cu elirea uh, sterlină, cred că declanșarea... Uh, procesului de separare, este o temă care va putea să pună la un moment dat din nou presiune pe valoarea monedei, însă, deocamdată sunt alte aspecte de urmărit. Pur și simplu, atenția este o resursă limitată și piețele sunt atente acum mai mult la ce se întâmplă pe scena internațională, sunt mai atente la ce se întâmplă cu dolarul decât la ce se întâmplă cu lira sau în Marea Britanie. Apoi, e vorba de un triunghi aici, într-una dintre întrebări, dar nu îmi dau seama foarte clar despre ce triunghi ar fi vorba pe un H4. Haideți să ne uităm. Am aici foarte multe ferestre pentru că lucrez pe un singur ecran. <laughs> Trebuie să mut ceva de fiecare dată când fac un click. Ok pe un H4. Uh, nu știu dacă ar fi cazul să ne orientăm neapărat după un triunghi aici. Uh, în schimb, uh, mi-atrage atenția altceva. Mi-atrage atenția o posibilitate ca în Dita mai uh, evoluția în interval să avem aici un fel de... vedeți? Un număr, un cap, un număr un fel de inverted head and shoulders, care de fapt nu este, nu, nu vine aici după un trend puternic, ci este o formațiune uh, plasată neregulat. A, asta nu înseamnă neapărat că este inutilă. Din punctul meu de vedere, uh, ar putea însemna că dacă spage zona 1,27,17, 1,27,90, uh, 80 mai degrabă, putem să ne lansăm foarte bine în sens ascender, din punct de vedere tehnic. Uh, ok. Deci, întrebarea e dacă trece de 1,25,74 până la 1,26,50, nu o mai avea rezistență, ar mai avea câteva niveluri, 1,26, 1,26, 33, le avem încă, dar teoretic ar fi potențial de mișcare. Ok, haideți să vedem, am resetat puțin imaginea, trebuie să se vadă un H4 cu imaginea, am primit două astfel de, de mesaje. Ok, bun, înghețase, Da, am, am un buton aici de re, reactivare, refreșuire. Bun, deci ce vreau să spun este că înseamnă că ne-ați văzut probabil aici un număr, Head, humor. Uh, nu vine după o mișcare clară, este îngropată într-un interval, de aceea îi scad foarte mult vala uh, relevanța, dar uitați-vă puțin la acest range. Este un range de toată frumusețea. Fundamental, îi spune că va trebui să spargă 1, 20 și să se ducă în jos. Tehnic însă, slăbiciunea dolarului a permis să ne apropiem de zona superioară. Și imaginați-vă cât de mulți sunt cei care vor fi forțați să se închidă dacă piața sparge 1,27. 80, de exemplu. E un exercițiu de imaginație, pentru că nu știm câți vor mai avea poziții până atunci. Avem niște date de poziționare CFTC destul de vechi, ele vin cu cel puțin o săptămână întârziere, dar avem o, o idee și ne putem, ne putem folosi de această idee. Deci eu cred că... Lirei sterline nu i va fi ușor să depășească această barieră. Însă în cazul în care ar face-o, potențialul ulterior ar fi consistent. Acum, din punct de vedere tehnic, mie mi se pare că pentru sesiunea de astăzi e nevoie ca dolarul să continue să slăbească. Deci să avem ce puțin o susținere din partea unor date fundamentale slabe în SUA sau ceva extraordinar vis-a-vis -vis de Marea Britanie, dar nu știu de unde ar veni asta, poate mai multă înțelegere dinspre Europa, am avut ieri niște comentarii lui Moscovici, dar nu, nu cred că acesta e tema principală, ci mai degrabă dolarul. Trendul, un trend în, în desfășurare, însă e bine de, de respectat, de, de luat în calcul cu seriozitate. Un canal de trend ar arăta ceva în genul acesta, și teoretic ne-ar putea duce spre 1.26 astăzi. Eu însă văd piețele având nevoie și de o corecție. Am pornit de la 1.23.70, suntem la 1.25.70, ne apropiem de zona aceasta 1.26. N-aș vrea să definez niște niveluri foarte precise, nu cred că ne ajută. Ca idee însă, în această regiune, în jurul lui 1.26, cred că poate începe nu doar o retestare linii de tren, ci poate chiar o ieșire ușoară din canal spre 1.25.50 sau 1.25.15. După aceea rămâne de văzut, pentru că am depășit intervalul de 1-2 sesiuni. Ok. Întrebare. Și dacă sparge 1.27 și se iau stopul, lira se duce în 1.30? Haideți să ne uităm pe un grafic quickly. Dacă sparge 1.27.80, aș spune, la nivel daily, la închidere, o închidere cu 10-20 de pip și peste, Motorul prag ar fi spre 1,2880, apoi ar fi spre 1,2960 și abia apoi spre 1,30. Deci ar fi a treia etapă. Dar prima etapă ar fi undeva cam 100 de pip și mai sus. Probabil să nu s-ar opri aici și ar merge spre 1,29 sau puțin mai sus. Deci peste 1,29 cred că, cred că s-ar putea, uh, putea duce dacă se întâmplă acest lucru. Uh, observați că lucrăm cu scenarii și suntem pregătiți în... Uh, în privința lucrurilor care s-ar putea întâmpla, nu, uh, nu întotdeauna, de fapt destul de rar, piețele ne dau probabilitate foarte bună pentru, pentru un parcurs pe termen mediu, uh, dar destul de des ne permit să creăm niște scenarii, de exemplu, dacă se întâmplă asta într-un anumit mediu, contează și mediu fundamental, dar nu vreau să insistăm extraordinar de mult pe lira sterlină. Contează mediul fundamental, negocierile vis-a-vis -vis de Europa, contează cum arată alegerile în funcție de peisajul politic din Europa și față de uh, Marea Britanie va exista mai multă sau mai puțină toleranță. Și asta va conta. Uh, apoi uh, în ce fază va fi dolarul american. Și uh, toate acestea se vor uh, amesteca în decizia piețelor. Deocamdată, aș spune că un pic de pauză sau un risc modest descendență până un 25-40, dar canalul de trend ar putea continua ușor, uh, pentru încă o vreme, nu pentru foarte mult. Dolar-yen e perechea unde se vede foarte bine că OCD-ul bate, uh, bate în retragere. Uh, pe daily se încearcă aici, dar foarte timid, un fel de, să-i spunem, morning star. Nu știu dacă e de ajuns, după o scădere atât de puternică, ar trebui ca umbra inferioară și superioară să fie mai bine poziționată. Suportul ar fi la 1750, uh, ulterior putem să ne imaginăm aici pe la un 1835 ceva, dar nu e, nu e foarte clar, am luat această zonă de minime. Uh, cred că nu e suficient ceea ce se vede pe grafic pentru a asigura o întoarcere în mod normal ar fi nevoie de o închidere chiar peste 109, spre 10940 pentru a da o șansă vizibilă, măcar pe termen scurt, dolari ienului. Trendul rămâne descendent chiar și până spre 110-80, deci foarte departe. Cred însă că balanța probabilității favorizează cumpărătorii pe termen scurt și că va exista o încercare de a sparge 119 1940 ar fi rezistența următoare, apoi 185. Însă depinde foarte mult de ce se mai întâmplă pe scena relațiilor internaționale. Dacă avem o nouă răcire a relațiilor, s-a recunoscut de fapt că sunt la un nivel minim și Putin a spus asta despre relațiile ruso-americane de când a preluat Trump președinția și la fel și Trump a, a recunoscut același lucru cu câteva zile, la câteva zile distanță. Dar păstrând cumva canalul de comunicare deschis. Dacă avem însă o nouă recire, atunci 1875 probabil nu a rezistat și piețele ar merge spre un 1835 nivelul discutat sau chiar mai jos. Însă totul pare a indica acum o sugestie mai degrabă temporar favorabilă. 110 este nivelul important de rezistență, dacă spargem avem un 110 Piețele nu au mai rămas insensibile în zona bursieră și încep să arate destul de periculos. De exemplu, pentru US30, o spargem la 20.450 ar însemna mai întâi că intră în discuție 360. Dar ce înseamnă pentru un grafic daily? Înseamnă Că dacă închidem pe la un 360 suntem în zona minimelor anterioare și ieșim cumva în afară de această umbră dar umbra nu e o barieră suficient de puternică ieșim dintr-o zonă de consolidare în care a fost foarte multă vreme. Riscul acesta este vizibil și uh, cred că este prezent. Uh, mai uh, lipsește foarte puțin ca US500 de asemenea să coboare uh, spărgând un nivel de suport important la 2332. Mai jos ar fi 2317. US100 are de câteva zile o formă descendentă. NVDA, Nvidia este aproape de o zonă de suport, iar acțiunile Tesla au pierdut teren foarte puternic. Teoria noastră vis-a-vis -vis de poziționarea short, cred că a stat în picioare în legătură cu aprecierea anterioară. Poziționarea short este spectaculos de ridicată. Uh, am verificat uh, din mai multe surse, este peste 20% din float, adică uh, din uh, acțiunile disponibile peste 20% sunt uh, și aproape totul e, e float acolo. Deci uh, volumul celor care mizează pe faptul că acțiunile Tesla sunt foarte sus este extrem de ridicat. Volumele zilnice sunt de asemenea foarte mari, însă ceea ce înseamnă că Uh, aproximativ între 4 și 7 zile uh, se pot, uh, pot tranzacționa, dacă n-ar tranzacționa decât cei care uh, își închid poeții short și s-ar menține volumul anterior, între 4 și 7 sesiuni s-ar putea lichida tot, uh, tot acest short, ceea ce nu e foarte mult. Uh, o zonă periculoasă este peste 10 sesiuni, dar e important faptul că variază foarte mult de la sesiune la sesiune în funcție de lichiditate. Deci, poziționare short foarte, foarte consistentă pe aceste acțiuni. Însă, entuziasmul a bătut serios în retragere. Avem în clipa de față, deci o barieră de care suntem foarte aproape. Dacă ne uităm aici, putem să alegem un 450-460. O rezistență ar fi la 640, 20.700 sau 20.830, mai sus ar fi 20.930 dacă lucrurile revin. În mediul actual, ea spune că există totuși un risc fundamental descendent. Tehnic, situația poate fi salvată. Uitați-vă numai la indicele german, care arată destul de bine, în ciuda faptului că euro, de fapt, e mai puternic decât era zilele trecute. Cu toate acestea, sigur, arată destul de bine, în sensul că a păstrat uh, forma trendului și de asemenea, uh, de asemenea, corecția de câteva săptămâni e una ținută sub control. Asta nu înseamnă că nu putem sparge 12.100. Dacă o facem 12.050, 12.000 11.915 12 sunt de luat în seamă. Rez Zona de rezistență ar fi la 222. La 310, 330 și 410. Cred că, din punct de vedere fundamental, riscul este totuși ca piața să meargă în jos și poate nu neapărat să abandoneze canalul de trend mai larg, dar să spargă această linie mai groasă, punctată. Văd un 52-53% probabilitate, între 50 și 55 mai degrabă de a merge sub acest nivel. Tehnic e când ești chiar acolo, când ești chiar în zona de suport, când ești chiar la linia de trend, tehnic nu prea are sens să uh, spui că piața va avea un breakout, pentru că ai mai multă, vei avea mai multă încredere după doar câteva puncte sau 10 de puncte în cazul pieței germane, dar după o mișcare destul de scurtă de breakout, deci nu pierzi foarte mult dacă aștepți. Uh, în schimb, aia câștigi, câștigi încredere. Uh, deci, tehnic, nu prea are sens să ai o părere acum. Uh, fundamental, ba, ba chiar a spune că, din punct de vedere tehnic, trendul în general este salvat. Ai, uh, uitându-te la un grafic fără să știi nimic despre fundament, ai spune că uh, arată bine piața germană, că poate să continue. Dar, uh, cunoscând fundamentele, probabilitatea se reorientează, se descenden așa văd lucrurile. Dacă spargem însă, chiar dacă e loc foarte abundent de corecție, piața nu e obligatorie să spargă și acest canal de trend. Dar cumva cu nave militare americane care se dreaptă spre Corea de Nord, Japonia care strânge la rândul său niște nave, China care amenință, care de fapt ar trebui să scadă puțin nivelul tensiunii și să spună că să sugereze că s-a mers prea departe în Corea de Nord și e gata să închidă un canal de exporturi, ceea ce ar sugruma economic această țară, dar în fapt să vedem ce se petrece, în asemenea condiții e destul de greu să vrei să-ți asumi riscuri, adică să ai cumpărători care să compenseze presiunea la vânzare. Dacă se întâmplă așa ceva, înseamnă că piețele sunt ghidate de o speranță internă, de un motor intern care e foarte, foarte puternic în orice caz aș fi destul de reținut în a iniția poziții noi, dar mai ales mai să ales n am arunca agresiv în, în această piață. Pe termen foarte scurt, aici pe H1 pare a exista o stabilizare și poate că lucrurile vor încerca să revină spre un 160-170, dar tendința generală este cu minime și maxime în scădere. Bun. Petrol WTI, avem o întrebare despre petrol. Um, haideți să vedem care era era undeva mai sus. De ce a scăzut petrolul după ce s-a anunțat o scădere? Uh, a fost într-adevăr o scădere și mai interesant, o scădere mai adâncă decât cea așteptată. Uh, am avut și stocurile de ghezolin, deci de benzină, pe minus 3 milioane și distillate 2,15 milioane. Uh, petrolul însă, uh, în sesiunea de ieri, a... Uh, a avut o scurtă trepidație optimistă și ulterior lucrurile au mers hotărât în sens descendent. Cred că variația stocurilor a fost insuficientă pentru a preîntâmpina tendința de marcare a profiturilor. Gândiți-vă la faptul că am mers și cred că am discutat lucrul acesta mai de ieri. Am mers de la 47 spre 54, una dintre cele mai violente mișcări. În termeni procentuali, vreo 7 dolari înseamnă aproape 15% și n-am avut o corecție consistentă. am avut câteva mai, mai adânci, dar n-am avut o corecție consistentă, ceea ce înseamnă că nu mulți și-au lichidat participarea. Și ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un fel de ocazie. Poate că unii ziceau, ok, au venit stocuri de tipul acesta. Haideți să vedem dacă piața crește. Nu crește, gata, vindem și cu asta-basta. Pentru că te mulțumești cu astfel de aprecieri când utilizezi contracte futures cu efect de levier, care pot să 10 de 10% raportat la marjă. Așa că eu bănesc că a fost un fel de conjuctură de, de piață. piață. Traderii nu sunt foarte încântați acum de iniția noi poziții, Deși, pe termen lung, s-ar putea să amenințe din nou 55, dar dintr-o perspectivă risc-recompensă, suntem destul de sus. Așa că unii s-ar putea gândi, unii agnostici s-ar putea gândi că nu știu ce se va întâmpla cu petrolul, dar parcă aș vrea să cumpăr spre 49,50 decât spre 53,54. Și cred că asta a fost una dintre explicații. Pot să mai fie și aspecte de detaliu, ca să ne fi scăpat, dar dar cred că explicația principală e cea deja sugerată. Acum, ce e de făcut? Pe petrol există acest gap, e posibil să fie o rulare, nu am verificat, dar mai important e faptul că piața se stabilizează aici în jurul lui 53-50 și tehnic arată favorabil din punctul meu de vedere. 53-75 ar fi rezistența, apoi 54. Și dacă spargem 54, mai ales la nivel daily e de bine. 54-31 ar fi rezistența următoare. Gapul ar fi acoperit la 53, apoi 52-72 și 52-43. Văd însă mai degrabă pe totul câștigând ușor -și, și ulterior vulnerabil decât uh, super entuziast pe parcursul sesiunii de astăzi. Aurul arată spectaculos de bine. Uh, a îndepărtat trepidațiile de ieri și a câștigat din nou teren. Cred că sesiunea asiatică, uh, acele avertismente ale Chinei despre o sărbătoare în Corea de Nord și cum aceasta n-ar trebui folosită pentru provocări, de fapt a creat și mai multă teamă, pentru că ar, fi, ar însemna că acest uh, stat uh, e cu adevărat într-o poziție de a face ceva... Uh, nepotrivit sau agresiv în perioada unor sărbători și China se ține voia să, să avertizeze că nu e o idee bună. Piețele au luat avertismentul drept un nou motiv de teamă și în al doilea rând dolarul cu dobânzile în scădere a impulsionat aurul, care din nou este într-o fază de consolidare tehnic, arată decent, fundamental, nu știu dacă nu cumva a inclus destul de multe din aspecte negative pe termen scurt. Dacă sparge 1284, m-aș la un 1277 sau 1271 chiar, apoi 1270 suport. Rezistența ar fi însă la 1291 dacă închidem chiar peste vârful acesta la 1288. Tehnic, trendul pare a fi în derulare. Ce ar fi interesant este uh, dimensiunea acestui... Uh, acestui impuls, adică avem un impuls cumva mai lent și unul un pic mai puternic și suntem cam pe acolo cele două ar fi egale, adică la 1.285 ar trebui să stea pe gânduri traderii dacă se mai agă mai sus. Dacă nu o fac la nivel daily și chiar închidem 5-10 dolari mai jos, e risc de corecție Dacă o fac, închidele 1.290 sau 1.295, atunci probabil că 1.300 sau chiar 1.300 5 ar fi de luat în calcul. Mai sus vorbim în câteva zile de 1312-1317. Deci plus sau minus 1285 chiar ne oferă informații despre, despre, aur. Ceea ce e un lucru destul de rar și destul de valoros a avea astfel de informații. Bun, haideți să vedem ce, altfel, ce alte întrebări mai avem. Hmm. Văd ceva despre Turcia, AUD-USD, motive fundamentale de corecție pe AUD-USD. Uh, AUD-ul câștigă aici dintr-un joc al randamentelor uh, și uh, cred că am avut și ceva informații din China. Uh, de exemplu, exporturile și importurile. Exporturile au crescut foarte mult, balanța comercială are un surplus, importurile au încetinit față din nivelul anterior, deci cumva s-a normalizat ceea ce putea să fie afectat de uh, perioada aceea sărbătorilor noului an. Însă, uitați-vă la decalaj în continuare, avem ritme crește analizat al importurilor peste cel al exporturilor. Și asta cred că e o veste bună pentru AUD. N-am verificat uh, dolarian, ian, haideți să ne uităm cum arată un USD CNI. Uh, 6,88, ok, și pare destul de stabil. Aici, uh, de aici nu avem o sursă neapărat de direcție. Chiar Ioanul s-a mai întărit ușor, ceea ce e pozitiv pentru Audi, dar cred că e vorba de USD-ul mai slab plus datele comerciale în China. Motive fundamentale? Păi situația din regiune nu e deloc prea bună și de aceea nu cred că potențialul Audi-ului este nelimitat. Însă revenirea apare după o perioadă de corecție, într-adevăr, în etape, dar o corecție destul de violentă. Și de aceea 7608 nu e imposibil de atins. Mai sus am avea până la un 7640, apoi 7660 niveluri de rezistență. Suportul ar fi la 7580, 7566 și 7528. Văd mai degrabă o perioadă de pauză. Pe Aude a avut, într-adevăr, un parcurs foarte bun foarte bună în, în ultima perioadă. Dacă USD-ul s-ar întări, probabil că AUD-ul este una, de, una dintre perechile bune de urmărit, o corecție. Ne așteptăm ca NZD-USD să arate asemănător și este cazul. Într-adevăr, s-a dus și acesta în, în sus. Acum avem supă la 6984, 6966 și 6948. Astfel de aspect grafic uneori permite un breakout spre 713 sau chiar 70.21. Dar nu să nu cred că e mai probabil un breakout decât o corecție spre 69.84. Mă plasez în zona de, de așteptare în cazul NZD-ului. Haideți să vedem calendarul financiar. Am avut date din Australia. Uh, șomaj, ok, în linia așteptărilor și mai multe locuri de muncă create, deci fi vești bune, mai bune în Australia decât în Noua Zeelandă, o să avem date despre creditare uh, în noaptea aceasta care vor influența și AUD-ul și NZD-ul. Altfel nu văd cifre deosebite. În mod normal, la 0,70, după un asemenea parcurs, piețele iau cel puțin o pauză, dacă nu, chiar se corectează și și 84. Suport mai jos la 66-48 am spus, cred însă că dacă avem această corecție și USD-ul uh, rămâne vulnerabil uh, via randamente în scădere, putem închide sesiunea de fapt spre un 70-13 și posibil și în cazul aud ului să avem un asemenea parcurs lateral sau ușor descendent și o închidere uh, puțin mai sus. În câteva sesiuni însă... Chiar dacă vom fi mult mai sus, tot cred că există mai degrabă pe săptămâna viitoare un risc corectiv. De reținut faptul că avem sărbători de Paște uh, care se suprapun, uh, Paște ortodox și Paște catolic, ceea ce înseamnă că piețele vor merge mult mai lent uh, mâine și că, în general, uh, cu excepția câtorva piețe valutare, luni ar trebui să fie închise și de marți activitatea ar reintra, de obicei este un efect favorabil apetitului pentru risc în această, în această perioadă. Bun, mai avem o întrebare despre lira turcească. Nu m-am uitat pe lira turcească de ceva vreme, așa că o să pot comenta din punct de vedere grafic. Să vedem care este și întrebarea. versiune la risc, lira turcească se apreciază în fața OSD, un eveniment important pe 16 în Turcia. Haideți să vedem. N-am mai urmărit de aproape situația fundamentală, dar Turcia este... Există, știți, relațiile complicate cu Rusia, există relații complicate cu Uniunea Europeană, există refugiați absorbiți acolo dinspre Siria, există participarea Siriei în a, a Turciei în anumite zone din, din Siria și din Irak. Deci nu știu dacă e foarte simplu de evaluat situația de acolo. Mi se pare că piața se joacă aici în căutarea răspunsului următor. Știu că Banca Centrală a făcut niște mișcări, dar cred că în condițiile unui dolar slab, Ceea ce se întâmplă aici pe USDTRI nu e neapărat un semnal clar de reversare. E un semnal de așteptare, un fel de triunghi, e un triunghi imperfect, nu-l considerați un triunghi bun, e doar un ghidaj optic aici, dar nu, nu cred că dacă spargem, atunci proiectăm lărgimea. Dar ca idee, dacă spargem într-una dintre direcții, e posibil să continuăm. Și piața pare a lua un pic de pauză, tehnic ar fi mai ușor să, să, să meargă în jos. Dar asta pentru că a parcurs deja o distanță extraordinară, aproape de 4, și lucrurile s-au mai stabilizat, iar USD-ul bate ușor, ușor în retragere. nu cred că TRI-ul este neapărat de tranzacționat direcțional, pe termen lung, fundamental, ci pe termen foarte scurt, intraday. Dacă avem, dacă înțelegem bine și contextul fundamental și avem și o, un raport risk extraordinar de extraordinar din punct de vedere tehnic. De exemplu, de aici, dacă merge peste 3,65-70 cu bidul și mai avea un stop loss undeva la 3,63-80, posibil ca piața să, să meargă undeva la 3,67-50 sau puțin mai sus. Dar minimul pare să nu fie aici, pare să fie undeva mai jos sau pare să fie chiar la linia de trend. Și atunci, E doar pentru cei cu apetit foarte ridicat la risc. Nu m-aș grăbi aici să, să mă arunc entuziasmat în piață. În momentul în care văd un semnal tehnic foarte puternic, cu un risk reward foarte bun, deocamdată e un fel de range aici. Deci ar trebui să iasă din range. Sau și mai bine ar trebui să avem un, un fel de hammer sau un morning star sau un piercing pattern sau un engulfing bullish, ceva de genul acesta, foarte vizibil H1 sau H4, atunci poate mai interesa lira, pentru că trebuie să fiu atent și la, la spread, dar mai ales la volatilitatea acestei perechi care este extraordinar de ridicată. Bun, deci pe lira tocească eu mă aștept ca în această zonă să se caute minim și să revină spre jumătatea intervalului, 367-368. Dar mai mult decât atât, nu, nu m-aș pronunța. Întrebare. E riscant să lăsăm deschise câteva poziții în această perioadă de pauză de Paște? Dacă ar putea apăra evenimente importante majore? Eu cred că este riscant dacă sunt poziții mari. Dacă sunt poziții mici și foarte mici, mai degrabă foarte mici, cred că se poate întâmpla. Dar trebuie să fie poziții într-o direcție în care credem și în care avem argument. Nu poziții așa la întâmplare. Uh, cred că putem avea evenimente majore, bineînțeles, perioada de paște este o perioadă de liniște, dar uh, vorbim de sfere culturale uh, diferite, de exemplu, în Corea de Nord versus uh, sfera occidentală. Uh, între Rusia și Statele Unite bănesc că ar fi liniște, e paște în ambele, în ambele zone, dar uh, nu știm ce se întâmplă. Observați că relațiile internaționale sunt în niște regiuni în care nu au mai fost, de cred eu, de decenii. Și atunci, mai ales un spike al aversiunii la risc, deci un spike favorabil usd ului nefavorabil burselor, favorabil aurului, cred că astfel de lucruri teoretic s-ar putea întâmpla. Mai degrab decât un spike în direcții inverse, adică totul să se rezolve peste weekend. Uh, deci uh, luați în calcul uh, riscul ca într-o perioadă prelungită și mai să revenirea în piață să existe gap -uri. De obicei, dacă nu se întâmplă nimic, există un, un modest gap pozitiv, adică piețele revin după sărbătoare cu optimism. Uh, însă uh, a presupune că nu se va întâmpla nimic în această perioadă în care avem nave militare americane ce merg spre Corea de Nord, înseamnă un salt de încredere mult mai mare decât de obicei. Bun, Euroron. Am spart 4.50, la un moment dat pare a fi, un, a fi fost aici o chestiune de deschidere a, a pieței, în realitate suntem între 4.51 și, și 4.52 și explicația este de fapt vizibilă acum, chiar dacă nu am menționat-o ieri, apropierea sărbătorilor și intrări de capital sezonier în această perioadă. Dar altfel... Nu e chiar o situație extraordinar de roz, pentru că cu toate aceste intrări abia am rămas deasupra lui 4.50. Nivelul de urmărit ar fi 4.52 rezistență și dacă sparge 4.53, 54 sau 55 cred că există un risc ca după sărbători, nu foarte departe, poate în câteva sesiuni, să revenim în zona 454-455 pe trend ascendent. Suportul ar fi la 450, 449, 33 și 448, 50. Cred că am discutat lucrurile importante. Vreau să trec foarte rapid prin calendar. Date din China de urmărit mâine, dacă sunteți prezență în piață, CPI din Statele Unite din de inflație, deci la 3 și jumătate și vânzări de retail fără elemente volatile, la acestea ne uităm cel mai mult. Cred că uh, există un risc pro dolar pozitiv în privința inflației, un risc negativ în privința vânzărilor de retail. Luni, observați un calendar destul de golaș, cu excepția PIB-ului din China și a unor date din piața imobiliară din Statele Unite, marți producție industrială, dar ne vom Uh, reauzi. Și ulterior o săptămână destul de, destul de interesantă, aș spune uh, eu în, uh, în Europa. Cred că e momentul să ne luăm la revedere, să vă urez o zi frumoasă, dar și sărbători de paști calde, uh, gândurile bune și să vă odihniți dacă puteți chiar să vă detașați două, trei zile de, cu totul de, de piețe, pentru că mintea lucrează mai bine în momentul în care luăm o pauză completă. Dacă, e, dacă aveți o idee despre un pattern, despre o mișcare viitoare și aceasta nu e conturată, uneori s-ar putea să vedeți lucrurile mai limpede într-o perioadă de relaxare. Noi ne reauzim săptămâna viitoare toate cele bune, sărbători fericite și un weekend frumos și o zi, o zi cât mai plăcută. Pe curând, la revedere!